Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Universe Mod. Eu sunt 007 Mario și sunt de 03 de mine la un nou episod de Monday Nitro. Braun Strowman îl bate pe Ambrose, Ty Dillinger câștigă, Shinsuke Nakamura câștigă și o să fie împotriva lui Drew McIntyre, dar vă zic imediat la cei pay-per-view. Ember Moon câștigă și B-Team câștigă. Ok, și hai să mergem la ăsta. Este un pay-per-view surpriză pregătit de general managerul nostru și este vorba de pay-per-view-ul WWE Super Showdown care se va desfășura în Australia, da. Shinsuke Nakamura se va confrunta cu Drew McIntyre, iar câștigătorul din acest meci va fi parte din acel meci care s-a transformat într-un triple threat. Triple threat matches of the past, including the classic we saw at WrestleMania 30. Baron Corbin likes to be the Primul pay-per-view după SummerSlam a fost o surpriză, putem vedea, a fost Superstar Shake-up-ul. Oh. Oh my god! Oh, ce face acolo Itami? Hideo Itami. Boom. Itami care este într-o formă foarte bună. Iar apoi avea un main event de 100.000 de stele, fraților. John Cena versus Brock Lesnar. Câștigătorul acestui main event se va înfrunta cu Braun Strowman la Super Showdown. La Super Showdown, Bianca Belair va avea șansa la titlul lui Ember Moon. B-Team va încerca să-și recâștige titlul împotriva celor din Revival. Baron Corbin face semn că nu se bagă, însă este prins și este pus la pământ. Iar acum, oh, The Miz, oh my god! Oh my god! Haide, hai! Hideo se urcă pe a treia coardă, The Miz este gata să se ridice. Oh, ce close line acolo de la Hideo. Hideo chiar vrea să aibă șansa la titlu. Oare îl va întâlni pe conaționalul său Shinsuke Nakamura? Oh my god! Corbin intră în ring. Oh, dar Hideo ratează. Hideo ratează lovitura de picior. Și Corbin îl prinde însă. Oh, ce backhand! Iar acum, reverse STO. Am revenit, băi băieți. Oh, The Miz ratează. Oh, iar acum punch și steri. Reverse. Oh. Oh, reverse. Oh my god. Ce face Corbin acolo? 1, 2 și The Miz intervine. Fuck, nu mai am niciun reversal. Oh. Bine acolo Hideo Itami. Oh, nu. Bine. Încă o dată, ha. Nu cred la ultima mea, dar reverse. Oh, și The Miz, putem spune că îl salvează pe Itami. Nu cred tot la 3. Oh.
era double team. Oh. Bun, suplex de la Hideo. Haide, bă, du-l în colț. Că n-are reverse high. Bine. Nu, reverse. 1, 2, este, iese Itami. Oh, reverse la end of days. Într-un suplex, incredibil. Reverse la end of days într-un suplex. Iar acum The Miz îl trage pe Hideo. 1 și atât. Wow, ce meci. Oh, nu. Mai după. Oh, The Miz iese. Este un pin, nici măcar unul. Corbin îl prinde acolo. Hai, că am înțeles. Am vrut să fac și-o GTS. N-am făcut GTS-ul, îți dai seama. Dacă pot să-i fac GTS-ul, era fix. 1 și atât. Pentru că iese Hideo. Oh, nu. Corbin fuge. Se urcă pe a treia coardă. Oh. Detonation kick, haide. Haide. 1, 2 și intervine The Miz, incredibil. Fuck. N-am avut timp să-i dau reverse. DDT. Incredibil. 1, 2, 3 și The Miz merge la Super Showdown. Hideo a fost luat prin surprindere. Păcat. The Miz a luptat destul de bine în acest meci. Și mergem la main event. Da. Wow. Lesnar versus Cena. Meci istoric în main event, claro. Oh. Cena începe tare. Oh, și este reverse de la bestie. Încă un reverse de la bestie. Oh! Bine. Bine acolo Cena. John Cena. Boom. Oh, God. Paul Heyman îi atrage atenția. No, the moment of silence. Oh, no. Dacă m-ar lăsa și pe mine. Oh. Hai că am înțeles. Oh, reverse.
see the words never give up on John Cena's clothing, and he truly lives by those words. Cena has spent 15 years working hard to be the best. A ajuns la 6. Acum lasă și pe mine să ies. Boom, John Cena foarte bine acolo. Boom. Boom, boom. John Cena acolo foarte bine. Încă unul. Nu cred. Oh, și Cena este gata de Five Knife Shuffled. Five Knife Shuffled. Attitude Adjustment pe bestie. 1, 2, nu se poate. Nu se poate. Bestia rezistă. Oh, și ce reverse bun. Oh, ce knee. Reverse. Boom. Leg sweep. Low test press. Paul Heyman introduce un scaun în ring. Oh, Cena îl ridică pe Lesnar. Cena. Oh, nu, nu. Oh. Brock Lesnar dă reversal însă. Dă foarte bine pentru că Cena se lovește destul de tare la cap. Vedem până unde a zburat scaunul. Oh, și Lesnar stătea de se uita la Cena. Oh, nu, nu se poate, nu se poate. Din nou Heyman intervine. De ce arbitrul nu face nimic? Incredibil. Ce putere are Lesnar. Ra. Bine, și Cena scapă. John Cena scapă. Close line de la John Cena. Ion Cena. Care a dominat acest match, a fost cel mai bun. Oh, Cena n-a mai putut de șale, l-au lăsat șalele. Cena nu mai poate, îl dor toatele. E incredibil. Și încă o dată pregătește Five Knife Shuffled. Și este Five Knife Shuffled. Oh. Attitude Adjustment. Însă Cena rămâne la pământ și se trăște pentru a pune pinul. Haide, arbitrule. 1, 2, nu se poate. Holy fuck, ce meci avem la Raw, în main event. Boom. Da, eu am vrut să mor pe alea două părți. Oh, incredibil. Haideți băi, vedeți că am fost și de am mâncat. Nu știu dacă ați auzit că a venit taică-mi și mi-a zis să mă duc la masă de ăștia. Chestii, treburi, nebuneli. Ce știți voi? Oh my god, reverse de la Brock Lesnar. Wow, și începe suplex City-ul. Lesnar declanșează suplex City-ul, iar acum este ultimul suplex. Suplex germanian. Fostul campion pregătește five-ul. Și este F5, al doilea reversal n-a venit. Unu,
Și atât, incredibil. John Cena iese după 1. Incredibil. Oh, nu. Oh, oh. Lesnar este nervos. Poate revine în meci. Cine știe, dar poate Bestia revine în meci. Oh. Oh. 1 și atât. Încă o dată 1 și atât. Iar acum Cena se ridică nervos. Cena, John Cena. Hâți, Johnule, hâți. Boom. Haide. Haide. Nu se poate reverse de la Lesnar. La Five Knife Shuffle. Haide, buhai, haide! Băi, nu știu când o să vedeți episodul ăsta de la Gen, eu cum filmez, acum e super popular, imol Gen. Omul crește super mult, frate, și îmi place super mult. Și toată lumea azi la liceu făcea, haide, Sharpie! Oh, și Attitude Adjustment! Haide, 1, 2, 3 și Cena merge la Super Showdown. Ce meci frumos. Ce meci frumos. Cena poate să câștige încă un titlu mondial. A dominat clar acest meci. Foarte frumoasă victoria lui Cena, dar voi vedeți cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario, pa!